Uștirile externe, o tragedie uriașă, peste 100 de oameni au murit în urma unui cutremur care a lovit o regiune din nord-vestul Chinei. Totodată, alți peste 500 de oameni au fost răniți în urma seismului produs la mică adâncime, care a avut 6,2 pe scara Richter. Cutremurul puternic a scos locuitorii afară din case la temperaturi sub 0 grade Celsius. Mii de locuințe au fost avariate, iar infrastructura publică a fost și ea afectată. Numărul morților a crescut pe măsură ce salvatorii au ajuns în zonele afectate. Autoritățile din regiunea Gansu au declarat că 105 oameni au murit în provincie și 397 de oameni au fost răniți, în timp ce Qinghai a raportat 13 morți, 182 răniți, iar alți 20 sunt încă dați dispăruți. Este cel mai mare cutremur din China de la cutremurul Yushu, din 2010, care a lovit și Gangsu și Qinghai, care a avut magnitudinea de 6,9 și a ucis aproape 2700 de oameni. Liderul Chinei și Jinping a cerut eforturi ample de căutare și salvare. Peste 3.000 de pompieri au fost dislocați, iar sute de militari au fost trimiși în zonă. Ministerele de Finanțe și Managementul Situațiilor de Urgență au alocat deja fonduri de ajutor de urgență. Totodată în zona dezastrului au fost trimise corturi, paturi pliante și pilote. Salvatorii au muncit din greu pentru a încerca să mute bucățile grele de resturi căzute în urma cutremurului. Totodată ei au lucrat la lumina torțelor pentru a ajuta oamenii să iasă din casele propușite. Temperaturile sub 0 grade Celsius au îngreunat situația pentru Salvatori, dar și pentru oamenii care au ieșit din case de frica eventualelor replici. Cu tremurul a avut loc la o adâncime de 10 km la aproximativ 100 de km sud-vest de capitala provinciei Gansu, Lanzu. O mare parte din China se află în mijlocul unui val de frig, iar în zona de mare altitudine unde a lovit cu tremurul a raportat temperaturi de minus 14 grade. Seismele sunt oarecum comune în zona muntoasă din vestul Chinei, care formează marginea de est a platoului tibetan. Cel mai mortal cu tremuri din China din ultimii ani a fost unul cu magnitudinea de 7,9 în 2008, care a ucis aproape 90.000 de oameni. a in regione a Sichuan